Vreau să-l invit în aplauzele dumneavoastră pe Adrian Ursu! Știți vorba aia că nu mor urșii când vor câinii, da? Păi nu mor! Mă uit la dumneavoastră și în stânga și în dreapta și mai departe. Eu nu văd prea bine, știți? Adică, dar pare că sunteți foarte mulți, așa e? Haideți să auzim cât de mulți suntem. Antena 3 aici? România s-a trezit? România, trezește-te! România, trezește-te! Și s-a trezit. Vedeți că s-a trezit? Credeau că doarme, că 10 ani a stat așa și a îndurat și a așteptat să se schimbe cumva lucrurile. S-a schimbat România? Se poate schimba România? Cine schimbă România? Voi schimbați România? Noi schimbăm România? Să schimbăm România, să o facem bună, pentru că am întâlnit-o astăzi aici, a venit lângă noi. O știți pe doamna Axan? Ați văzut-o la Antena 3. A fost dată afară din casă de Băsescu. Cu o singură semnătură a scos 128 de familii afară din casă. Așa cum ne scot și pe noi acum afară din sedii. Poate să rămână abuzul în țara asta stăpân? Putem să dăm abuzul afară din țară? Afară din țară abuzul! Javra ordinară e cam de gringolat, așa. Javra ordinară se gândește acum dacă o ia de la început. Poate javra ordinară să se mai întoarcă? Ești afară, javra ordinară. Și celelalte javre unde să se ducă? Tot afară? Atunci să rămână aici în țara asta doar dreptatea. Dreptate, libertate! Dreptate, libertate! Dreptate, libertate! Dreptate, libertate! Așa să rămână și să aveți grijă de ele, și de dreptate și de libertate. Dacă voi nu aveți grijă de ele, noi nu putem singuri. Fără voi, noi nu existăm. Cu voi suntem puternici. Forța noastră ești tu! Forța tu! Forța tu! Forța tu! Forța tu! Forța tu! Vă iubim și vă mulțumim și să ne găsim mereu împreună la bine și numai la bine! Libertate! Libertate!